Oameni din toată țara condamnă cu vehemență atacul Rusiei asupra Ucrainei. La doar o zi de când forțele ruse au invadat țara vecină, pe paginile de socializare au apărut reacții. Cei mai mulți au adăugat în semn de solidaritate steagul Republicii Ucraina la poza de profil. Unul dintre cei care au avut o poziție imediată este și scriitorul Mircea Cărtărescu. Este război, primul din istorie care amenință potențial însăși continuarea istoriei, căci agresorul este o putere nucleară fără bariere etice în calea folosirii lor. Să ocrotească Dumnezeu fiecare ființă omenească de pe pământ. Și scriitoarea Carmen Firan din Craiova, rezidentă acum în New York, și-a exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean, postând pe paginile de socializare o fotografie cu steagul Ucrainei ținut pe brațe de sute de oameni. Tragedia din Ucraina nu i-a lăsat indiferenți nici pe craioveni. De la oameni obișnuiți până la personalități, toți condamnă războiul. Orice război, orice conflagrație, indiferent de dimensiunile ei, este clar un act dramatic care implică multă suferință și moarte. Ca om rațional, oricine trebuie să spere într-o pace cât mai rapidă și în încetarea oricăror conflicte, pentru că prelungindu-se, ele vor genera la rândul lor o reacție în lanț și nu se știe exact la ce se poate ajunge. Este un act împotriva democrației și libertății și da, trebuie condamnat și trebuie luat măsuri pentru a înceta astfel de acte de cruditate și de cruzime împotriva oamenilor care săraci n-au nicio vină. În momentul în care sunt victime și ăștia dezaprobat. Este un lucru care cred că nu mă îngrijorează numai pe mine, cred că pe foarte multă lume, pentru că este o sămânță care a ieșit la suprafață de fapt care a rodit a războiului. Un lucru intolerabil pentru toată lumea în ziua de astăzi. Sper să termine repede. Și sper să-l dea jos pe Putin, că aia e soluția. Să-l dea din interior jos pe Putin, că altfel cu război nu se poate. Zeci de mii de oameni s-au coalizat pe un grup de Facebook, Uniți pentru Ucraina, unde apar anunțuri cu oferte de cazare și ajutor pentru refugiații care fug din calea războiului.